Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență, suntem la deschiderea susținerii tezei de doctor în drept a pretendentului la titlul de doctor în drept, Skin George Cristian. Domnul Cristian, George Cristian Skin, este doctorant al Consorțiului Național administrat de Universitatea de Stat din Moldova în cadrul școlii doctorale, științe juridice, politice și sociologice din cadrul consorțiului susmenționat. A fost înmatriculat în anul 2016, respectiv tema tezei de doctorat înregistrată este regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și a României la profilul 553 drept privat, specialitatea 553.01 drept civil. Doctorandul a susținut cu brio examenele înaintate prin intermediul programului de pregătire universitară avansată, avem aici adeverința secției doctorale. Toate notele sunt 10 pe linie. Avem extrasul din procesul verbal al ședinței online a Consorțiului Științific al Universității de Stat din Moldova, prin care s-a aprobat componența comisiei, după cum urmează: Mihalache Iurie, doctor habilitat în drept, profesor universitar, președinte; Frunză Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar, membru și secretar în același timp; Băieșu Aurel, doctor habilitat în drept, profesor universitar, referent oficial; Prisac Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar, referent oficial; Chirtoacă Leonid, doctor în drept, conferențiar universitar, conducător științific. Așa cum am menționat, calitatea de conducător științific a doctorandului o are Chirtoacă Leonid, doctor în drept, conferențiar universitar. Setul de acte necesar pentru susținerea, deci pentru etapa respectivă, este pregătit în conformitate cu regulile stabilite de ANACEC, Agenția Națională de Pregătire și Elaborare a Actelor Normative în domeniu. Toate sunt în dosarul personal a doctorandului. Doctorandul s-a conformat exigențelor stabilite de instituția nominalizată. Avem aici setul de acte, inclusiv lista instituțiilor, bibliotecilor, în adresa cărora a fost expediat rezumatul și teza de doctor. Toate sunt conform rigorilor, cu ștampilă, au fost recepționate. Avem informația privind competențele profesionale, avem lista publicațiilor științifice ale doctorandului, la moment sunt 9 publicații științifice în revistele științifice de profil și la conferințele naționale internaționale. Doctorandul se încadrează cu succes în exigențele stabilite de ANACEC. Avem rapoartele, avizele, referatele științifice ale referenților oficiale au fost înaintate până la susținerea tezei, adică până la data de azi, le avem cu semnătură, cu ștampilă, sunt la materialele dosarului. Mai avem ordinul secției de doctorat nominalizat prin care a fost aprobată comisia de doctorat și avem la materialele dosarului procesul verbal al ședinței prealabile a Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat cu tema nominalizată, ședința din 29 aprilie 2021, prin care a fost aprobate anumite exigențe, să le zic așa, ce țin de dosarul personal al doctorandului, dosarul a fost verificat la acea etapă, a fost autorizată publicarea rezumatului științific, plasarea avizului, a tezei pe site-ul ANACEC, data susținerii prealabile și data susținerii publice. Toate aceste momente deja au fost verificate și confirmate. Succint mă voi expune asupra calităților, asupra activității profesionale, educației, formării profesionale a pretendentului la titlul de doctor. Așadar, George Cristian Skin a absolvit
Facultatea de Drept, Universitatea Danubius, Galați, România, în anul 2000. A fost înmatriculat la școala doctorală a Universității Dunărea de Jos, Galați, România. Titlul obținut doctor în management, denumirea tezii Strategii de creștere a performanțelor manageriale în activitatea notarială, teza de doctor susținut în anul 2011. A urmat o serie de programe post-universitare de formare și dezvoltare profesională continuă la Universitatea Dunărea de Jos, Galați. A fost înmatriculat la școala doctorală, în care își susține teza, în anul 2016, în Republica Moldova. Privitor la activitatea profesională, vedem că doctorandul este o personalitate notorie în România, și în plan științific și în plan practic, evident. A început-o cu calitatea de consilier juridic în anul 2000, la mai multe societăți comerciale. A fost consilier parlamentar, perioada 2004-2007, în cadrul Camerei Deputaților București, apoi președinte Consiliul Local Galați, și alte funcții de conducere pe care le-a avut în perioada 2004-2015, notar public, Camera Notarilor Publici din Galați, din 2007 până în prezent. În 2012 până în prezent este cadru asociat al Facultății Transfrontaliere de Științe Umanistice, Economice și Ingineriești, Universitatea Dunărea de Jos, membru a Senatului Universității Dunărea de Jos, membru al Corpului de Control al Camerei Notarilor Publici, vicepreședinte al Curții de Arbitraj pe lângă Camera Notarilor Publici din Galați. Până în 2020 a fost directorul Departamentului Științe Administrative și Studii Regionale la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, iar din 2020 în prezent și în prezent este decanul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Așadar, stimați membrii Comisiei de Doctorat, am făcut o evaluare a actelor ce sunt prezente în dosarul personal a doctorandului. Am văzut că ele sunt în conformitate cu rigorile stabilite de ANACEC. Am făcut o prezentare a activității științifice profesionale, educației și formării profesionale a pretendentului la titlul de doctor și vom procede la următoarea etapă, cea mai importantă, este prezentarea, expunerea pe care o va face pretendentul la titlul de doctor. Îi oferim pentru aceasta 20-25 de minute pentru a se referi asupra conținutului tezei și rezultatelor obținute. Stimate pretendent la titlul de doctor, vă oferim cuvântul. Domnule președinte, onorată comisie, vă mulțumesc pentru introducerea pe care mi-ați făcut-o. Sunt onorat să fiu astăzi în fața dumneavoastră pentru a-mi împlini, de fapt, un vis mai vechi al meu, acela de a deveni doctor în drept, acela de a deveni doctor în drept civil, în mod special. Prima mea dragoste a fost întotdeauna notariatul și apoi cariera didactică pe care am urmat-o cu aceeași dedicare și cu aceeași aplicare, dar prima mea dragoste a rămas dreptul civil, pentru că în activitatea notarială lucrăm cel mai mult cu dreptul civil, sigur, dreptul procesual civil și dreptul notarial. Am să trec direct ca să scurtăm din prezentarea mea, da, pentru tema pe care am propus-o astăzi, așa cum avem și aici regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și a României. Pe această cale mulțumesc domnului coordonator științific, domnului profesor Leonid Chirtoacă, pentru susținerea pe care mi-a oferit-o pe parcursul întregilor etape pe care le-am parcurs împreună. Sigur că trebuie să plecăm de la scopul tezei, care constă de fapt într-o analiză aprofundată a regimului juridic al actului notarial în Republica Moldova
și România. De la început, împreună cu domnul profesor coordonator, am stabilit să fie o teză comparativă, da, a regimului juridic a actului notarial din Republica Moldova și România, sigur, conform legislației, opiniilor doctrinare și practicii judiciare și axându-ne pe noțiunea și trăsăturile caracteristice ale actului notarial, a formei autentice a actului notarial și, de asemenea, delimitarea actului notarial de alte acte juridice conexe. De asemenea, ne propunem ca scop formularea unor concluzii cu caracter de teoretico-practic și înaintarea unor propuneri de lege referendă, care să rezulte logic din investigațiile pe care noi le-am efectuat pe parcursul tezei, contribuind, sigur, la perfecționarea legislației și la consolidarea doctrinei juridice de specialitate. Obiectivele cercetării, care vă supun astăzi atenției noastre, am plecat de la ideea formării unui nucleu de idei și mecanisme de recomandare care să asigure o anumită omogenitate în aplicarea normelor ce vizează regimul juridic al actului notarial, așa cum am spus, în legislația din Republica Moldova și a României. Apoi, un alt obiectiv ar fi caracterizarea izvoarelor juridice și de reglementare a aspectelor mai importante ale evoluției legislației privind actele juridice notariale, studierea funcțiilor și condițiilor aferente formei autentice a actelor notariale, apoi am caracterizat principalele categorii de acte notariale conturate naturice a acestora, cercetarea unui regim juridic al actelor notariale electronice și o să vedem pe parcurs, vom face discuții, mai ales în contextul actual al pandemiei, legat de aceste acte notariale electronice, studierea forței probante și forței executorii, iar și un alt aspect important a actelor notariale, examinarea regulilor generale și speciale privind întocmirea actelor notariale și, sigur, nu în ultimul rând, elaborarea concluziilor și formularea unor propuneri de perfecționare a cadrului juridic reglementat în Republica Moldova și România. Ca obiectiv am analizat baza normativă a cercetării, care constituie acte normative cu caracter special, precum legea din Republica Moldova privind procedura notarială, fiind numărul 246 din 2018, de asemenea legea cu privire la organizarea activității, pentru că în Republica Moldova avem două legi care vorbesc de procedura notarială și de organizarea activității notarilor publici, numărul 69 din 2016, iar ceea ce privește legislația din România e legea notarilor publici și activităților notariale, care este legea de căpătâia noastră, sigur și cu regulamentul aferent de aplicare a legii. Și am făcut câteva referiri și la legea privind regimul juridic al activității electronice notariale, numărul 589 din 2004, care există în România. Sigur, și acte normative cu caracter general, cum sunt codul civil, codul de procedură civilă, atât din Republica Moldova, cât și din România. Ca repere practice au fost studiate dosare civile și de contencios administrativ, examinate de către instanțele judecătorești din Republica Moldova și România în perioada anilor 2010-2021. Au fost cercetate, de asemenea, acte juridice din arhiva notarială, chiar și cea la care eu am avut acces. Discutând despre suportul metodologic și teoretico-științific al investigației, cum e și firesc, cercetarea este fundamentată pe metode tradiționale, general științifice, generalizare, inducția, deducția, sinteza, analogia, chiar și comparația, pentru că am avut elemente comparative, special juridice de analiză și de interpretare a actelor normative. Pentru suportul teoretico-științific, format din mai multe lucrări științifice ale cercetătorilor din Republica Moldova, așa cum vedem aici și începem cu Pistruga, Mucan, Șabga și așa mai departe, avem câțiva cercetători
și specialiști români pe care noi i-am studiat, dintre care cei mai importanți aș putea spune domnul profesor Popa, domnul profesor Leș, domnul profesor Dobrican în materia dreptului penal. Avem studii cercetate și de către autori francezi, belgieni și, sigur, nu în ultimul rând, din Rusia. Acest aspect fiind prezentat dumneavoastră, putem să mergem mai departe în prezentarea noastră privind problema științifică care a fost soluționată. Sigur, chestiune extrem de importantă pentru o teză de doctorat. Problematica științifică care a fost soluționată rezidă în cercetarea multidimensională a reglementărilor juridice cu privire la instituția actului notarial din Republica Moldova și din România, precum și elucidarea unor dificultăți de aplicare a legislației în materie, fapt care a avut ca efect formularea unor fundamentări științifice a instituției actului notarial și înaintarea către instituțiile abilitate a unor propuneri de lege ferenda în vederea perfecționării cadrului normativ. Sigur, o să le relefăm în concluzii, astfel încât să fim mai concreți în această privință. Sigur, importanța teoretică a lucrării este o investigație, cum e și firesc, monografică, cu caracter teoretic și aplicativ, în alte pagini o să regăsiți examinarea complexă a regimului juridic al actului notarial, conform legislației din România și din Republica Moldova. Sigur, luând în considerare și că lucrarea este elaborată pe profilul 553, drept privat, specialitatea 553.1, drept civil. Instituția actului notarial a fost analizată din perspectiva normelor, în principal a normelor de drept privat. Valoarea aplicativă a cercetării, am regăsit soluții cu valoare aplicativă propuse în conținutul tezei de doctorat, care vizează perfecționarea legislației din Republica Moldova, dar și din România. Sigur, sunt aspecte pe care le regăsim în legislația din Republica Moldova și nu le regăsim în România și de asemenea și invers. Astfel încât am încercat să avem câteva propuneri de îmbunătățire a legislației și în Republica Moldova și în România. Și nu în ultimul rând, concluziile și propunerile formulate în teza de doctorat, care au fost aplicate de mine în activitatea de notar public, așa cum spunea domnul președinte, activitate pe care o desfășor din 2007 în calitate de notar public, dar lucrez efectiv într-un birou notarial din anul 2003, când am fost angajat ca consilier juridic. Și, sigur, nu în ultimul rând, și activitatea științifico-didactică de conferențiar la Universitatea de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității Dunărea de Jos din Galați. În anul 2011, o mică paranteză, de aici schimbarea mea în disciplinele pe care le predau, a venit schimbarea la momentul intrării în vigoare a legii 1 din 2011, legea educației, eu fiind un cadru didactic din 2009 în cadrul Universității Dunărea de Jos, când s-a specificat foarte clar că disciplinele predate trebuie să fie în concordanță cu doctoratul. Și acela a fost momentul meu când a trebuit să revin la Catedra de Științe Administrative, da? Și să preiau discipline de management, dar sufletul meu de atunci este tot la civil și, sigur, experiența pe care pot să o împărtășesc din practică studenților de la Facultatea de Drept. Am colaborat în continuare, sigur, cu Departamentul de Drept, dar am colaborat pe diverse alte metode, mai ales prin asociațiile studențești. Aprobarea rezultatelor cercetării, revin la prezentarea mea, rezultatele cercetării, concluzii și recomandarii avansate pe parcursul realizării studiului și au găsit reflectare în propunerile de lege ferenda înaintate, așa cum puteți să vedeți în teză, autorităților publice de resort.
un volum considerabil al conținutului tezei și a găsit reflectarea în diverse articole științifice pe care le-am publicat de cele mai multe ori în Republica Moldova, dar și în România, în limbile română și engleză, cu indexare în baze de date internaționale. Ultimele două articole fiind chiar în revista Dreptul, o revistă prestigioasă de drept pe care domnul profesor Credescu din București o conduce. Și diversele aspecte ale cercetării, de asemenea însuțite de concluzii și propuneri de ordin practic, au fost prezentate și discutate în cadrul conferințelor științifice internaționale, desfășurate, așa cum am spus, atât în România cât și în Republica Moldova. Noutatea științifică a rezultatelor obținute o constituie în primul rând suportul oricărei cercetări științifice, fiind indispensabil prezentului demers științific. În literatură cercetată din Republica Moldova și România, problematica regimului juridic al actelor juridice notariale, să știți că a fost destul de puțin cercetată, astfel că prezenta teză de doctor constituie o acțiune de prospectare științifică a legislației din acest domeniu. Trecând la structura tezei, pe care am să o prezint foarte pe scurt pentru că timpul zboară, și avem o introducere în structura tezei, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, o bibliografie din 297 de surse, o anexă și 203 pagini de bază. În cuprins, așa cum am spus, la capitolul 1 avem analiza situației științifice în domeniul de cercetare a instituției actului notarial, unde avem sinteza materialelor științifice atât din Republica Moldova cât și din România și o cercetare a lucrărilor științifice în materie publicată și în alte state din Europa și reflecții normative privind instituția actului notarial în Republica Moldova și România. Capitolul următor, actul notarial, noțiune, trăsături caracteristice, studiu de drept comparat. Aici avem o secțiune de generalități privind la condițiile de validitate ale actului juridic, definirea și particularitățile actului notarial cu o conturare a naturii juridice privind actele notariale și, sigur, o clasificare a acestor acte notariale cu concluziile aferente. Capitolul următor, structura actului notarial și forța juridică a acestuia în acord cu legislația Republicii Moldova și a României, cu cercetarea elementelor de structură ale actului notarial, regimul juridic al actelor notariale electronice și forța probantă și executoare a actelor notariale cu concluziile aferente. Ultimul capitol, ce anume procedura actelor notariale și normelor novatorii în acest domeniu prin prisma dreptului comparat și avem o analiză a regulilor de întocmire a actelor notariale, particularități de întocmire a unor categorii de acte notariale, persoanele abilitate de lege cu dreptul de a întocmi acte notariale și examinarea judiciară cauzelor cu privire la contestarea actelor notariale, aspecte extrem de importante în activitatea noastră. Și sigur concluziile capitolului 4. Avem și o anexă cu un proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative care a fost prezentat Ministerului Justiției din Republica Moldova. Cele mai importante aspecte ale tezei, așa cum am spus și cum a spus și domnul profesor, domnul președinte, avem câteva publicații științifice împreună cu domnul profesor Chirtoacă, lucrări științifice care au fost publicate ori în reviste de baze de date internaționale, cu cotații în baze de date internaționale, ori în conferințe științifico-practice. Așa cum spuneam, regulile comune de îndeplinire a actelor notariale prin prisma legislației Republicii Moldova și a României a fost în revista Dreptul în 2020, dar mai există și în anul 2021
o altă lucrare pe care am publicat-o și doar ce a ieșit de sub tipar la revista Dreptul. Concluzii, cu permisiunea dumneavoastră, pentru că sunt în timp încă, în timpul acordat de domnul președinte, concluzii generale și recomandări. Avem regimul juridic al actelor notariale, o temă, așa cum am spus, relativ nouă, o temă de cercetare, dar deosebit de actuală, complexă și extrem de tentantă prin problemele pe care le pun a fi soluționate. Cercetarea regimului juridic al actelor notariale în legislația Republicii Moldova și a României manifestă o importanță de esență, deoarece practica notarială, în această practică notarială, survin întrebări privind alegerea normei care urmează a fi aplicată la întocmirea actelor notariale. Întrucât legislația din sfera activităților notariale este compusă dintr-o multitudine de acte normative, sunt de opinie că aceste izvoare de drept pot fi clasificate în două categorii. Și aici putem să discutăm de izvoare care se referă la organizarea activității notariale și izvoare care se atribuie la procedura notarială. În legislația Republicii Moldova și a României nu se înțelege pe deplin care ar fi diferența între procedura legalizării și procedura autentificării. Este un aspect pe care noi îl întâmpinăm în activitatea practică zi de zi, chiar și de la persoane care au o pregătire juridică, și atunci am încercat în ambele cazuri să specificăm autoritatea care certifică, legalizează semnătura, nu își asumă vreo responsabilitate pentru corectitudinea legală a înscrisului, ci doar certifică autentificarea și autenticitatea semnăturilor. Asta e o diferență, putem să spunem, și la nivel de Uniune Europeană, pentru că sunt instituții notariale în state membre ale Uniunii Europene care nici nu au procedura autentificării. Au doar această procedură a certificării semnăturii. Deci nu își asumă niciun fel de responsabilitate vis-a-vis de conținutul actului, ceea ce, într-adevăr, este mult mai bine pentru notarul public. Dar noi trebuie să ne raliem la ceea ce avem și la legislația pe care o avem. În urma cercetării comparative a legislației din Republica Moldova și a României, deducem că legea notarilor și activității notariale, legea 36 din 1995 din România, sigur cu modificările ulterioare, în articolul 12 conține un număr de mai redus de acte și acțiuni notariale decât cele prevăzute în legea 246 din 2018 din Republica Moldova, cea cu privire la procedura notarială, care spune că în articolul 11 alineatul 1 menționează care sunt aceste acțiuni notariale, iar pe de altă parte unele acte și acțiuni notariale stipulate în legislația română, așa cum vă spuneam și mai devreme, nu sunt stipulate în legislația din Republica Moldova. Legislația din Republica Moldova și România cu privire la desfacerea căsătoriilor, da, prin această procedură notarială, o procedură care a fost introdusă la noi în România fără divorțul fără minori, a fost introdusă printr-o lege specială. Ulterior avem și procedură de divorț cu minori, introdusă prin intrarea în vigoare a Codului Civil din 2011. De asemenea, această legislație e una dintre cele mai progresiste. Da, atitudinea legiuitorilor moldovean și români este, în opinia noastră, matură, echilibrată și realistă. Foarte mult s-au degrevat instanțele de aceste procese de când aveam această procedură de divorț amiabil la notar. Și mai avem aspecte juridice emise de notarii publici care poartă caracter mixt, întrucât pot fi incluse atât în categoria actelor administrative cât și în acelor de drept privat. Notarul nu se bucură, în schimb, și nu se poate bucura de o libertate absolută în exercitarea profesiei, iar în consecință actele notariale nu pot avea o natură juridică pur privată, da? din acest aspect. Spre deosebire de legislația civilă din Republica Moldova, în care se operează cu termenul de
act autentic. În România găsim foarte frecvent în legislația noastră sintagma înscris autentic. La legiuitorul român a stabilit două categorii de înscrisuri și avem înscrisul autentic și înscrisul sub semnătură privată. Astfel putem concluzia că în România se consideră act autentic orice înscris emis de o autoritate publică și căruia legea îi conferă acest caracter. Așa cum avem și noi în activitatea noastră, da? Avem autoritate publică, astfel încât avem acest caracter. În urma cercetării terminologiei utilizate de legiuitor în legislația notarială din România, concluzia pe care putem să o desprindem consistă în necesitatea înlocuirii sintagmei de notar public cu aceea de notar. Sigur, de cele mai multe ori părțile oricum așa se adresează, dar chiar de cele mai multe ori se poate întâmpla să fim numiți avocați. Deci neștiind oamenii să facă distinția foarte clară între cele două profesii, aceea de avocat și aceea de notar. Bun. Activitatea fiind una publică, da, ar fi tautologic vorbind, nu ar fi necesar să spunem notar public. Spre deosebire de legislația din Republica Moldova, în România există legea privind regimul juridic al activităților electronice notariale, care, așa cum vedeți și dumneavoastră, este numărul 589 din 2004, puțin activă, chiar din 2005, de când a intrat în vigoare, foarte puțini colegi notari publici au cerut autorizarea pentru a putea efectua acte în regim electronic. Și de ce? Așa cum vedeți și dumneavoastră, care ar fi problema? De fapt, ar fi mecanismul imperfect de identificare a consimțământului la autentificarea actului juridic, pentru că noi suntem responsabili să vedem și să verificăm dacă persoana respectivă are discernământ, dacă el nu este viciat, da, prin diverse forme de vicii, și atunci în acest format, chiar și în fața calculatorului, pentru că mai ales în această perioadă pandemică, foarte mulți clienți care erau prinși de pandemie în străinătate solicitau întocmirea unor astfel de documente, dar sigur că niciodată nu știm și nu putem să avem un mecanism perfect care să ne asigure identificarea persoanei, dar și a consimțământului acestuia. Aici pot să vorbesc mai mult, o să trec puțin mai departe că timpul e scurt. Deosebirea este că în România, la investirea actelor notariale cu formulă executorie, ceea ce spuneam și la începutul discuțiilor noastre, se recurge rar, deoarece înscrisurile autentificate de notarul public constituie titluri executorii, fără a mai fi necesară o investire a lor cu formulă executorie. Deci noi avem acest atribut, da? Actele noastre sunt executorii, astfel încât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă, sigur că se poate merge direct la executorul judecătoresc. O altă deosebire la nivel și e ultima, la nivel de reglementare, este că în România executarea silită a obligației poate fi pornită în baza cererii de executare silită adresată instanței, ceea ce nu se regăsește în legislația din Republica Moldova. În baza rezultatelor pe care le-am prezentat și în scopul dezvoltării instituției actului notarial, formulăm următoarele recomandări, peste care am să trec succint. Efectuarea de modificări în denumirea secțiunii de la articolul 153 a legii notarilor publici și activității notariale numărul 36 din 1995 cu modificările ulterioare, privind substituirea expresiei efectuarea și legalizarea traducerilor cu sintagma certificarea traducerilor. În realitate, noi asta facem, certificăm, da, semnătura traducătorului care are depus la biroul notarial un specimen de semnătură, autorizația de traducător, și cred eu că mult mai bun ar fi dacă sintagma ar fi de certificarea traducerilor. Modificarea articolului 138 aliniatul 1 privind procedura divorțului prin acordul soților, care se ține de competența notarului public sau, după caz, competența instanței de judecată în condițiile legii. O modificare a articolului 63 aliniat 2 din legea
Republicii Moldova cu privire la organizarea activității notarilor publici 69 din 2016, cu expunerea acesteia în următoarea redacție. Persoane privința cărora s-a îndeplinit actul notarial sau cărora a fost refuzat în îndeplinirea lui, care consideră că acțiunile respective sunt ilegale, au dreptul să le conteste în instanță de contencios administrativ la locul îndeplinirii actului notarial sau refuzului de a-l îndeplini. Apoi avem o modificare, o propunere de modificare a articolului 12 alineatul 4 din legea 246 din 2016, cu elemente obligatorii de identificare a persoanelor indicate în actul sau acțiunea notarială sunt și aici am specificat care ar fi acestea. În scopul prevenirii conflictelor legate de îndeplinirea necorespunzătoare a actelor notariale către secretarii consiliilor locale, municipale și raionale din Republica Moldova, cu titlul de referenda propunem o completare a legii și a articolului aferent din legea 246 din 2018 privind procedura notarială. Da, persoanele cu funcție de răspundere abilitate ale autorizației administrației publice, unde nu funcționează, asta e foarte important pentru că există această precizare inclusiv în legislația din România, unde nu funcționează biroul notarial, îndeplinesc la cererea părților legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele. E un aspect pe care îl regăsim în legislația din România, dar nu îl regăsim în Republica Moldova. Ea a existat până la modificare, până la abrogarea vechii legi de către legea 246 din 2018. Mai avem completarea articolului 123 din Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova cu un aliniat conform textului pe care vi l-am prezentat. De asemenea, mai avem o modificare, o propunere de modificare a articolului 51 din legea 246 privind procedura notarială și modificarea articolului 149 aliniatul 1 din legea 36 din 1995, cu fixarea informațiilor defăimătoare din conținutul paginilor web, programelor de calculator, rețele de socializare, aplicații telefonice sau produse și suporturi de date în materia tehnologiilor informaționale, da? Drepturi care în lipsa unei captări imediate ar putea fi lichidate, șterse de către autor. Acestea fiind zise, eu vă mulțumesc. Am încercat să mă încadrez, sper, în timpul acordat, astfel încât să pot răspunde și întrebărilor dumneavoastră. Stimate doctorat, vă mulțumim pentru expunerea dumneavoastră, o expunere deosebită și ne-a captat atenția. Cum procede la următoarea etapă a programului ședinței Consiliului nostru și urmează acordarea întrebărilor de către membrii comisiei de doctorat și cei care nu sunt membri o pot face pe marginea cercetării care a fost efectuată și prezentată în cadrul ședinței. Voi fi eu cel întâi care voi oferi întrebare. Dumneavoastră ați menționat în cadrul discursului și în lucrare destul de reușit despre formula executorie a actelor notariale. Pentru noi, în Republica Moldova, este ceva nou și puțin cunoscut. Înțelegem că în România de mult timp și pe larg se aplică actele notariale cu formula executorie. Deci rugăm să ne explicați mai pe larg cum se manifestă această formulă executorie în aplicarea actelor notariale. Sigur, meseria cu formulă executorie este un procedeu care decurge de fapt exact din delegarea notarului cu această competență de autoritate publică, da, care ne-a fost acordată de către legiuitor. Astfel, așa cum vă spuneam și în prezentarea noastră, actele nu doar cum sunt în Republica Moldova, de ce știu eu, ar fi executorii doar, și din ce mi-amintesc, ar fi contractul de ipotecă, nu ar fi cel care ar fi titlul executoriu. La noi toate actele întocmite de notarul public pot fi executate, așa cum spuneam, dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă, se poate adresa creditorul direct executorului judecătoresc, astfel încât poate porni acțiunea de executare.
Sigur, cred eu că ar fi interesant de introdus și în, în legislația din Republica Moldova. De asemenea, a ușurat foarte mult acest aspect, a ușurat foarte mult activitatea colegilor de la instanță, pentru că de fiecare dată actele trebuiau să meargă pentru investire la, la instanță. Și atunci ele au fost degrevate iarăși de un număr important de astfel de investiri. Da. Și următoarea întrebare în context, o analiză comparativă a legislației din România cu cea din Republica Moldova. Evident că nu o să o puteți face și acum, că ați făcut o lucrare și da, este foarte mult de vorbit, dar ceea ce este în România și merge bine, respectiv ceea ce nu ați văzut în Republica Moldova și, și s-ar dori lucrul ăsta de a implementa misiunea noastră. Sigur, așa cum am spus-o și pe parcursul prezentării, în Republica Moldova avem două acte și un principal, de fapt, act normativ care reglementează actele notariale și anume acela privind procedura notarială, legea 246 din 2018. Până la adoptarea acesteia, pe teritoriul Republicii Moldova, sigur, s-au aplicat dispozițiile unei legi din 2002. Așa cum spuneam, prin abrogarea ei, așa au fost scoase și acele competențe de legalizare a copiilor acolo unde nu există birouri notariale, de către autoritatea locală. În speță, în situația noastră, vorbim de secretarul comunei respective sau OAT-ului respectiv. Au existat de-a lungul timpului mai multe controverse legate de această temă, mai ales atunci când vorbim de introducerea unor astfel de activități către secretarii consiliilor locale. Au fost propuneri de modificare a legii, unde se dorea introducerea mai multe proceduri pe care să le efectueze cei din reprezentantul Consiliului Local, respectiv secretarul. Și, sigur, la momentul acesta, chiar dacă exista obligativitatea ca secretarul să aibă studii juridice, mai bine de jumătate din secretarii de UAT-uri nu aveau studii juridice, astfel încât, sigur, Uniunea Notarilor Publici a formulat un punct de vedere atunci când a fost această solicitare în Parlamentul României și am argumentat, printre argumentele pe care le-am avut, a fost exact acesta, al nesiguranței de fapt a circuitului civil, având în vedere că ar putea fi atribuite unele competențe unor persoane care de fapt nici nu au studii juridice. Da, deci avem 246 din 2018 și avem și legea 69 din 2016, care de fapt este privire la organizarea activității notarilor, iar în România este legea 36 din 1995 a regulamentului de aplicare a legii 36 din 1995 și sigur și așa cum spunea legea 589 din 2004 legată de regimul juridic al activităților electronice notariale. Cam acestea ar fi cele mai importante legi, acte normative care reglementează activitatea notarială. Vă mulțumesc. Stimați membri ai comisiei, întrebări, cine dintre noastre a pregătit, dorește și a formulat, da, asemenea parcursul audierii discursului. Poftiți. Da, doctor habilitat, profesor universitar Aurel Băieșu. Mulțumesc, domnule președinte. Ați remarcat pe bună dreptate că, mai ales în condițiile pandemiei, a devenit deosebit de actuală problematica autentificărilor actelor juridice la distanță. În România, chiar dacă această activitate nu era, cel puțin până la pandemie, foarte răspândită, după cum ați remarcat în piață. Totuși există o careva bază juridică, deci există legea privind juridic, regimul juridic al activității electronice notariale din 2004. La noi nu există o asemenea lege și ați remarcat și am constatat
aș spune eu, cu tristețe că în Republica Moldova, datorită discrepanțelor normative existente, actele juridice electronice, practic actele notariale electronice, sunt imposibil la autenticarea actelor juridice la distanță. Spuneți-mi, vă rog, domnule pretendent, v-ați gândit poate să formulați careva propuneri concrete de lege ferendă pentru îmbunătățirea cadrului legislativ a Republicii Moldova în acest sens? Sigur, așa cum am prezentat și în cele expuse de mine, avem o astfel de propunere, dar în același timp trebuie să remarcăm faptul că este destul de dificil atunci când vorbim exact de această verificare a discernământului, este destul de dificil să prevedem un circuit extrem de sigur. De aici, de fapt, vine dificultatea întocmirii actelor în format electronic. Să știți că nici în Europa, state mult mai digitalizate, încă nu este foarte bine pus la punct acest sistem. Și atunci, sigur că ar trebui să ne gândim că există posibilitatea și creșterii costurilor pentru întocmirea unor astfel de documente, având în vedere că trebuie să discutăm de o întreagă tehnologie care să stea la baza certificării unor astfel de acte, da? De la laptopul pe care îl folosim, da? Semnătura electronică care presupune costuri periodice chiar, da? Pentru înnoirea semnăturii, dar trebuie să ne gândim și la aspectele practice. Sunt extrem de dificile. Ce facem când trebuie să luăm discernământ, să luăm consimțământul unei persoane care are 65-70 de ani, da? Prin utilizarea acestei semnături. Plus că, așa cum cu siguranță și dumneavoastră știți, există diverse viciere a consimțământului. Ba, chiar atunci când discutăm de persoane față în față care vin să semneze actele autentice, avem substituiri persoane, da? Prin documente falsificate, prin cărți de identitate falsificate. Eu personal vă spun că am avut un astfel de caz și arestarea s-a produs exact în biroul meu. Recunosc că la momentul respectiv nu am realizat riscurile pe care mi le-am asumat, dar am avut o astfel de situație, chiar și față în față, da, când am avut persoană interpusă dorind întocmirea unei procuri de înstrăinarea unui imobil, care de fapt era unor bătrâni. E, dacă avem aceste dificultăți atunci când vorbim de încheierea actului față în față cu notarul, vă dați seama că e destul de dificil. Dar sigur, avem în vedere, noi lucrăm la nivelul Uniunii Notarilor Publici, se lucrează și suntem într-o continuă digitalizare. Avem acum acorduri încheiate cu diverse instituții pentru verificarea cărților de identitate, pentru asta, după un număr consistent de astfel de cazuri. Cum vă spun că am avut hotărâri judecătorești falsificate, da? Care au stat la baza încheierii actelor verificate, înscrise în cartea funciară. Adică se pot întâmpla foarte multe, foarte multe lucruri, chiar dacă poate uneori, așa cum eu mai spun și studenții, activitatea notarială pare una extrem de simplă. Pare o aplicare a unei ștampile pe niște documente și atât. Dar în spate e un întreg circuit, o întreagă muncă de verificare a tuturor documentelor, atât cadastral, cât și de identificarea persoanelor și așa mai departe. Verificări, acum avem un sistem foarte bine pus la punct de verificare a un registru național, de verificare a procurilor, a opțiunilor succesorale, a donațiilor, da? Adică toate actele și liberalitățile pe care le pot face persoane. Dar se lucrează, da? Astfel încât cu siguranță vom găsi soluțiile și vom ajunge la nivelul de digitalizare care să ne ofere o siguranță atunci când încheiem un astfel de act în format electronic. Mulțumesc și eu, domnul profesor. Stimați membri ai comisiei, cine? Așa, domnul Prisac Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar. Eu am citit teza dumneavoastră, special m-am interesat cele atribuții, abilități ale persoanelor în fericit de privilegi de a întocmi actul notarial. Și în special
am atras atenție la pagina 171 până la pagina 178. Dumneavoastră ați analizat legislația Republicii Moldova și ați invocat că notarii din Republica, din România au competențe mai extinse în ceea ce privește autentificarea notarială decât din Republica Moldova. Și în acest context vreau să vă întreb, în special la, nu la notari, dar la autoritățile publice locale care sunt puternice de autentificare la acte notariale, care este diferența între competența autorităților publice locale din România de a autentifica acte notariale comparativ cu autoritățile publice locale din Republica Moldova, dacă putem să ne scrieți așa, și dacă există careva diferențe și... Da, există diferențe de reglementare între legislația din România și legislația din Republica Moldova. Așa cum spuneam și puțin mai devreme succint vis-a-vis de acest subiect, în România, acolo unde nu există în comunele care nu există notar public, deci nu există un notar care să aibă sediul biroului înregistrat în UAT-ul respectiv, pot întocmi copii legalizate după anumite documente înscrise, prezentate în original. Aspect care nu se regăsește în legislația din Republica Moldova, chiar dacă, din ce mi-amintesc din studiu, a existat această prevedere și în legislația din Republica Moldova, dar cred că odată cu legea 246 din 2018, cred că a fost exclusă, nu? Această procedură. Deci cam acestea ar fi diferențele. Așa cum v-am spus, au fost mai multe încercări, bine, la noi au fost și sunt încercări de câteva ori într-un mandat legislativ de 4 ani, multe încercări de a lua din competențele notarilor și a le transfera către alte autorități, chiar și autorității locale, așa cum vă spuneam, către secretarii consiliilor locale. Dar există, sigur, astfel de propuneri legislative de modificare, chiar și a da competența de act autentic către alte profesii, cum ar fi cea de avocat sau în alte situații către consiliile locale. Da? Dar aceste modificări și propuneri sunt cam de 2-3 ori într-un mandat legislativ de 4 ani. Sigur, noi avem în Uniunea Notarilor Publici foarte mulți specialiști care de fiecare dată vin cu argumentele, în primul rând plecând de la siguranța circuitului civil. Sigur, noi în acești ani de experiență din 95 până în 2021 am lucrat în continuu pentru perfecționarea activității, pentru siguranța circuitului civil, pentru siguranța tuturor documentelor. Avem acorduri încheiate acum cu toate instituțiile statului și solicitarea unor documente pe care o facem noi, da, direct de la autoritatea respectivă, astfel încât să eliminăm exact aceste falsuri care vă spuneam mai devreme că pot exista. Am avut, iarăși revin din practica mea, certificat fiscal care era eliberat de UAT Galați, dar care de fapt nu exista și nu fusese eliberat niciodată, dar era un fals foarte bine făcut. În schimb, singurul aspect care mi-a atras atenția la momentul aducerii de către client, și sigur clientul un avocat, care între timp este și arestat, nu mai contează, și a spus, domnule, mi-a fost adus de către părțile, da, de către moștenitori, deci nu am cunoștință de acest aspect. Singurul aspect care mi-a atras atenția a fost numărul de înregistrare pe care îl avea certificatul respectiv, fiind un număr foarte mare la care anterior eu nu îl întâlnisem în celelalte documente. Da? Și am spus, nu puteam, da, un exemplu, da, eram la numărul 10.000 și acel număr avea 120 ceva de mii număr. Deci, care fost... la clasificarea acestui certificat? Da. Ce interes ai cu clasificarea acestui certificat? Transferarea bunului de la o persoană decedată, dacă e succesiune, către moștenitori care de fapt nici nu erau moștenitori. Mulțumesc!
Doctor în drept, conferențiar Frunze Iurie. Vă ascultăm. Și de acum sunt a spus fritat și mie să vreau să fac. Aceste două sintagme, act autentic pentru Moldova și scris autentic pentru Moldova. Da, pentru că, mulțumesc domnule profesor, spre deosebire de legislația civilă doar din Republica Moldova, în care se operează cu termenul de act autentic, în legislația din România se utilizează cel mai frecvent înscris autentic și tocmai pentru că legiuitorul român a stabilit și două categorii de înscrisuri, și anume înscrisurile autentice și înscrisurile sub semnătură privată. Asta, da? E clar. Asta e clar. Putem concluziona clar că în România se consideră act autentic emis de orice autoritate publică care are acest caracter, da, de autoritate publică. Ceea ce în Republica Moldova nu există, da? Și atunci din acest motiv se folosește acest termen. Aici ar fi diferențele între cele două noțiuni, înscris autentic și act autentic. Înțeles, dar nu pe la capăt. Mai simplu, așa ca să înțeleg și eu. Act autentic și totuși ele nu sunt sinonime. Sunt în anumite cazuri, sigur. În anumite cazuri, în funcție de autoritatea care l-a emis. Deci în România scris autentic e cel care derivă de la autor. Da. Propriu zis. Da. Eu am scris. Da, acela e înscris sub semnătură privată. Sigur, da? Când, asta e clar. Sub semnătură privată e clar. Dar dacă eu merg la notar cu contractul meu, spre exemplu. Așa. E scris autentic? E scris autentic. Așa e folosit în legislație. Acesta e termen. Da? Și nu act autentic. Sau merg la notar, se perfectește. Notarul perfectează contractul, spre exemplu. Așa. Contractul. Asta deja e act autentic. Sau tot e scris autentic. Acte autentice sunt toate pe care le emitem noi, care poartă autentificare. Exact. Da, asta e clar. Că noi putem să avem și alte documente care sunt copii legalizate, adică sunt alte operațiuni pe care noi le facem. Exact cum am discutat de certificarea semnăturii, operațiunii pe care o avem și noi. Da? Dar sunt în legislație, e prevăzut clar înscris autentic când e solicitat, da? În ce anume moment și ce acte, da? Atunci când vorbim de formă și de fond al actului. Deci codul civil reglementează acest aspect, exact sub acest aspect, sub acest denumit. Da? Oferim cuvânt domnului profesor universitar, doctor habilitat în drept, Valeriu Cușmer. Da, eu sunt frământat de o întrebare și mai ales de una din constatările care le-a făcut stimatul domnul George Skin, cea care se referă la, deci, numărul de acte și de acțiuni specifice notariatului din România și din Republica Moldova. Am înțeles că sunt diferențe aici, chiar cantitative. Da. Bine, mă interesează. Din perspectiva evoluției relațiilor sociale și, în general, al dezvoltării societății umane, cum vedeți dumneavoastră, ca unul care de acum v-ați afirmat în domeniu, va spori numărul acțiunilor și actelor autentificate sau care vor suscita autentificare sau totuși va coborî? Mulțumesc pentru întrebare și pentru... Și tot asta legată și de profesia notarului. Hai să zic, iarăși, va avea un impact mai mare, va fi tot așa de solicitată sau o leacă se va mai
deci dilua în spectrul cel sau în șirul celorlalte profesii. Vă dați seama, mie e destul de greu să răspund la această întrebare. Păi, eu știu. Și neputând se prevăd ceea ce se va întâmpla. Dar așa cum vă spuneam și mai devreme, încercări sunt nenumărate, da, din partea unor autorități privind solicitarea chiar și o liberalizare a activității notariale, ceea ce ar însemna să nu mai avem o lege care să reglementeze foarte clar accesul în această profesie și atunci clar ele se vor dilua foarte mult. Din punctul meu de vedere, având în vedere ceea ce se petrece în societate, ceea ce vedem că se întâmplă în activitatea civilă, în activitatea comercială pe care o desfășoară cetățenii, eu cred că ar trebui să sporim din acest punct de vedere activitatea notarială. Deși, pentru că ce s-ar întâmpla? Dacă oamenii ar respecta convențiile pe care le-au încheiat, n-ar mai fi nevoie de această autoritate în plus, da, pentru a veni să autentifice documentul respectiv. De aici cred eu că derivă această necesitate și va fi din ce în ce mai mare nevoie, pentru că chiar și atunci când încheiem unele acte, da, în fața notarului, chiar și atunci nu respectăm în tocmai ceea ce am înscris în acel document. Și sigur, exemple practice sunt nenumărate și cel mai des întâlnit, pot să vă dau un exemplu așa scurt ca să nu rețin foarte mult, când de fiecare dată notarul este vinovat atunci când o persoană mai în vârstă, da, pe care îl considerăm ca fiind în vârstă, înstrăinează către un nepot imobilul pe care îl are, prin diverse forme. Că vorbim de un contract de vânzare, că vorbim de contract de întreținere, că vorbim de un contract de donație. De fiecare dată va mai exista un alt nepot sau o altă rudă care a fost da, prejudiciat, așa se consideră, și sigur că cine este cel vinovat de fiecare dată? Notarul public. Sigur, nu vorbim doar de o acțiune civilă, ci vorbim și de o acțiune penală care se pornește împotriva notarului pentru a demonstra că, de fapt, încheierea a fost cât se poate de legală. Din această perspectivă, cred eu că ar trebui să fie sporite puterile notarului, da? Și competențele în aceeași măsură. Și rezultă că în comunism, când omul va fi perfect, nu va mai fi nevoie de... Nu va fi nevoie de... Păi da, dar omul rămâne perfect, cam același, cum a fost până la Hristos și după Hristos. Cam... Exista, da, și un autor cu un pamflet care spunea că cu o icoană te poți înțelege din privire, cu un câine te poți înțelege din privire, oamenii iată că au nevoie ca să se înțeleagă de un notar. Da. Da, mulțumesc mult. Mulțumesc, da, și noi vă mulțumim. Oferim cuvânt conducătorului științific pentru a se expune asupra calităților profesionale, personale, conținutului lucrării. După aia vom face o prezentare, o referenței, ne vom expune și iarăși succint. Vom face în așa fel ca să ne încadrăm în timp. Stimați conducător, oferim cuvântul. Da, vom putea face o întrerupere de 5 minute pentru a ne revigora. Da. Vom fi pedepsiți pentru. Da, da, da. Bântui COVID-ul. Mulțumesc, domnul președinte, stimați membri ai comisiei de doctorat. Eu sunt onorat astăzi să prezint referatul meu. Ori noile reglementări astăzi îmi permit să mă expun și asupra calității tezei. Calitate care eu știu, adâncul inimii de calitate bună, dar vreau să o audă și publicul că doctorandul a făcut un efort deosebit și astăzi ne-a prezentat o teză foarte bună, pre-excelentă. Dar în acest sens n-aș vrea să influențez opinia noastră. Vreau să spun doar că doctorandul a venit în 2016 la institut. Nu mai țin minte cine mi l-a recomandat cu proiectul de cercetare. Eu am adus proiectul. A, noastră.
Și a fost o sarcină cam grea pentru mine, din considerent că dânsul deja era doctor în management, în economie. Doamne, ce mai trebuie? Ești doctor deja în științe economice, pentru ce trebuie să... Hai că este un vis de-a lui și vrea să facă o teză bună în dreptul civil și m-a asigurat că nu o să regret. În acest sens am acceptat, deși nu știu cum s-a întâmplat atunci, dar aveam foarte mulți doctoranți. Mulți s-au mai pierdut pe drum, dar am acceptat proiectul, am stabilit obiectivele de cercetare și pe parcurs m-am convins că doctorandul a realizat activitatea de cercetare foarte prodigios, a depus o muncă foarte mare. Pe parcursul studiilor s-a afirmat ca o persoană responsabilă, atât din punct de vedere profesional, moral, chiar și social, față de activitatea de cercetare, față de mediul de cercetare, față de exponenți, adică a respectat ierarhiile și cel mai mult ce îmi plăcea la el, că când urma să expunem careva rezultate în public, foarte bine le chizuia, deci nu față de alți doctoranți, deci le cizela foarte bine pentru a le expune în public, ceea ce m-a convins că este un cercetător adevărat, avea și, evident că, experiența din trecut. Și în acest sens, cred că munca pe care a depus-o, seriozitatea, disciplina, competența, deci l-a ajutat foarte mult și chiar asta m-a ajutat și pe mine la formularea temei cercetare, ținând cont de necesitatea subiectului dezbătut, pentru a fi dezbătut în mediul academic, precum și experiența doctorandului, care atunci nu era decan, era un simplu lector, dar era notar. Și din acest punct de vedere, deci am acceptat această provocare. Ca să fiu mai succint, deci referitor la conținutul tezii, deci mă referi la ceea ce în principiu Ordinul Ministrului Educației 514 din 5-12-2017 ne stabilește acel minim sau acele criterii care noi urmează să le expunem și în primul rând vreau să mă expun asupra noutății și originalității lucrării. Cred că autorul abordează o temă extrem de actuală, întrucât nu este niciun secret că orice persoană, fie ea fizică, juridică, parlamentar, chiar și preot, deci are nevoie de o stabilitate și de o încredere în actele la care participă, acte juridice la care participă sau care le încheie, sau în actele juridice care este atrasă. De aceea, stabilitatea actului juridic, deci este extrem de importantă și în acest domeniu, deci, de cercetare, deci este un câmp enorm, cu toate că unele legislații și legiuitorul nostru moldovean în codul civil a stabilit un capitol, deci capitolul 1-3, deci practic a încercat să reglementeze prin lege ceea ce noi numim teoria generală a actului civil. S-a băgat peste pâinea cercetătorilor în principiu, dar cât de reușită este această inovație. O să vedem, deci s-a mers pe codul german, unde evident că de la Bismarck încoace conștiința neamțului, deci se deosebește mult de al moldoveanului, ori și spunea și domnul notar că noi, balcanici români, aici una spunem și alta facem, la notar ne ducem și spunem una, dar ne gândim cu tot altceva. În acest context, eu cred că tema este extrem de actuală,
Iar doctorandul a reușit să cerceteze și să efectueze un studiu aprofundat și complex în ramura dreptului civil axat pe regimul juridic, deci acel ansamblu unitar de reglementări actului notarial prin prisma dreptului comparat cu specialul privire la Republica Moldova și România. Pornind de la faptul că printre obiectivele strategice ale statului și a societății un loc deosebit îl ocupă îmbunătățirea calității actului juridic și eliminarea inconsecvențelor privind transpunerea în viață a normelor sancționate de stat, iar pe de altă parte, deci operarea operează principiul libertății, deci care este la fundamentul ramurii drept civil, deci lucrarea contribuie la asigurarea eficientă a stabilității și previzibilității legislației, la creșterea gradului de securitate juridică și de satisfacție a persoanei. Actualitatea subiectului supus cercetării este accentuată și de faptul că actul notarial, ca specie a actului juridic civil, are ca scop protejarea intereselor persoanei, asigurarea legalității, eliminarea incertitudinii juridice și prevenirea declanșării litigiilor, iar autorul tezei susține pe bună dreptate că drepturile acordate de notar prin autentificarea actului juridic, deci înlătură eventualele obstacole în calea realizării drepturilor și asumarea obligațiilor, precum și în lupta împotriva abuzului de drept. E important de menționat că în cadrul statului de drept, instituția notariatului, prin perfectarea calitativă și autentică a unui șir de acte juridice, precum contracte, testamente, procuri, contribuie la protecția proprietății, contribuie la protecția drepturilor și intereselor persoanei, la consolidarea ordinii de drept și la ridicarea conștiinței juridice a membrilor societății. Ori, părerea mea este că asta nouă ne lipsește, deci conștiința juridică a membrilor societății și în acest sens știința trebuie să depună umărul pentru a ridica acest nivel. Actul notarial este parte componentă a existenței noastre și tocmai din această perspectivă, cunoașterea detaliată și aprofundată a particularităților acestui devine extrem de importantă și pe deplin justificată în contextul unei societăți ce poartă amprenta transformărilor și prefacerilor perpetue a unei celerități în încheierea actului juridice și permanente diversificări a sferii acestora. Pornind de la complexitatea actului juridic civil și în speță actului notarial, de la funcțiile și importanța acestea, pentru realizarea drepturilor și intereselor persoanelor, de la cercetarea fragmentară a acestui subiect în literatura de specialitate, de la prevederile legislative care sunt într-un permanent proces de perfecționare, precum și de la tendințele armonizării cadrului juridic național cu cel al statelor europene, tradiție în domeniu, doctorandul Schim George Cristian a realizat un studiu aprofundat de pionerat, dacă îmi permiteți, pot spun așa, privind regimul juridic al actului notarial. Nu o să mă refer în detaliu privitor la structura tezei, la capitolele din teză, deoarece nici nu mi-am pus acest scop. Vreau să mă refer la al doilea criteriu care se numește suportul metodologic al lucrării. Și vreau să menționez că, reieșind din complexitatea obiectului investigației, deci doctorandul a utilizat metodele clasice de investigație, începând cu cea istorică, sistematică, sintetică și logică, bineînțeles, dar cel mai mult a utilizat metoda comparativă. El a formulat extrem de suficient de clar scopul studiului și a trasat corect obiectivele cercetare în vederea realizării acestuia, iar rezultatele obținute au fost expuse într-o formă coerentă și logică. În privința relevanței științifice a rezultatelor, cred că nu este nimic nou. În ceea ce a spus și doctorandul, că acele propuneri de lege ferenda care se referă atât la cadrul legal din Republica Moldova, cât și la cel din România, deci nu are decât să îmbunătățească
viața cetățeanului, viața persoanei și a societății în general. În privința redactării și conținutului tehnic, eu nu am ce obiecta în acest sens, deoarece teza întrunește toate criteriile privitor la redactare. Noi suntem mai catolici decât Papa ce ține redactarea și conținutul, deci ne ținem de cele prevederi cramponate. Mă rog, e bine și asta, adică cercetarea nu cred că trebuie să o limiteze în anumite capitole, în anumite volum de pagină, dar e bine că ne ține într-un fel, într-o anumită marjă, pentru că alții ar putea să o ia să ajungă departe tare. Iar modalitatea asta de a ne impune niște criterii, cred că e bună, preluată, nu știu, cred că e de la nemți sau de la ruși, dar vine din partea dreptului german, deci unde sunt mai matematici, mai clari, mai concreți. Și doctorandul deci, a încercat să o aducă la un mediu, pentru că în România alții zic ce bă, a fost în Moldova cu 200 de pagini, vrea să devină doctor la noi, când la ei au sute de pagini, 600-700 de pagini și nu înțelege, e descriere, deci e o descriere totală. Eu cred că s-a respectat tot aici, nu vreau să vă influențez, dar redactarea și conținutul deci corespunde acelor acte normative, capitolele sunt foarte bine echilibrate, concluziile sunt pe potrivă, deci destul de valoros, deși nu-mi place cuvântul ăsta, de important este capitolul sau compartimentul concluzii generale și recomandări, unde noi chiar și la Comisia de Îndrumare Extinsă, domnul președinte Frunză a fost foarte categoric, am mai revăzut doctorandul se mai împotrivea că e bine așa, zic că e bine, dar dacă ar fi mai succint, ar fi tot mai bine. Le-am refăcut, cred că aici nu poate să apară careva discuții. Ce țin de respectare etice și deontologiei profesionale, iarăși cred că s-au respectat acele criterii prevăzute de acel cod de etic și deontologie, prevăzut sau reglement aprobat, să spunem așa, de decizia ANACEC din 2018 și în rezultatul studiului, deci cred că s-a respectat legea, s-au respectat a fost garantată libertatea în cercetare și în învățământ, au fost respectate principiile bunei practici în știință și asumarea responsabilităților. Deci, cred că toate aceste criterii deci au fost întrunește teza și în acest context nu pot să am obiecții. Acum, mă rog, a devenit un trend la noi, plagiatul cu, mă rog, noi copiem tot ceea ce se vine din vest, cu plagierile, cu chestiile astea. Noi am făcut raportul ăsta de similitudini, deci eu l-am analizat de câteva ori, pentru că mi-era și mie interesant să văd unde se ajunge. Ratiuri sunt foarte mari. Deci este un program care are fixat acolo parametri, 5 cuvinte sau 6 și pentru noi juriștii este foarte greu pentru că de regulă tu tratezi o problemă din lege. Corect. Deci când se cercetarea unde apare? Cercetarea în domeniul dreptului, nu trebuie să vă țin lecții, dar apare acolo unde se termină comentariul. Și evident, ca să începe o cercetare, trebuie să începe o cercetare, trebuie să termin cu un comentariu. Și când iei legea și începi să o aduci prin prisma comentariului ăsta,
aparatul arată că ar fi suspiciuni de plagiat. Am încercat să vedem, am stat, nu vreau să zic acum că am stat, dar am pierdut-o ca de viața mea, ca să văd într-adevăr unde s-a ajuns. Și până ne-am convins că teza, deci, corespunde celor rigori. Am consultat și specialiștii care din București, care ne-au vândut, sau nu mai știu care e procedura aici. Deci, consider că nu există suspiciuni sau elemente de plagiat în teză și în acest context chiar și am semnat și o declarație. Referitor la publicarea în ediții științifice, doctorandul are 9 publicații, 9 articole, da, publicații. Ceva, deci am îndeplinit ceea ce am stabilit la început referitor la aceste articole, ori în acest context are de recuperat, dar minimum este 9, deci practic dublu a făcut, deci e bine, dar trebuie și mai bine. Iar cu titlul de sugestie, recomand în viitor să valorificați aceste materiale și să scoateți o lucrare monografie, deci cu aspect monografic, utilizând toată această informație care este foarte valoroasă, deci în opinia mea. În concluzie, deci fără a vă afecta votul care o să-l expuneți, eu consider că teza este o teză foarte bună și iar autorul acesta merită să-i se conferă titlul de doctor în Unde. Mulțumesc mult, domnul președinte. Și noi vă mulțumim, stimate conducători științific. Privitor la solicitarea unor membri de a face o pauză, vedem cât e de oportun și dacă se solicită în continuare. Da, domnul Bunză? Eu nu că insist, dar pur și simplu trebuie să-mi conform la rigorilor. Da. Securității igienă. Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, reluăm activitatea. Ne expunem referenții oficiali cu privire la calitatea lucrării. Doleanța noastră este de a fi cât mai succint, întrucât avem referatele dumneavoastră și avizele transmise din timp. Prin urmare, totul este materializat pe hârtie, în dosarul personal. Începem conform ordinului. Băieșu, nu, Frunză Iurie, doctor în drept conferențiar, nu este primul. Vă rugăm. Da, mulțumim. Stimați colegi, onorată asistență, raportul meu pregătit pe 8 pagini. O să mă stăru să generalizez la maximum pentru a da cursul solicitării pe voastre. Deci, teza de doctor a domnului Schin George Cristian, regimul juridic a actului notarial în legislația Republicii Moldova și România, la programul 5630-1 drept civil, referitor la importanța și relevanța acestei lucrări, accentuăm domeniul, că domeniul cercetat este deosebit interesant, da, și actual. Și valoarea respectivă, utilitatea și importanța lucrării menționate pentru știința juridică din Republica Moldova, și cât și perspectivele legislative în domeniul menționat sunt expuse destul de clar în introducerea acesteia. Deci teza este relevantă, aici întrebări cred că nu pot să apară. Studiul dat regimul juridic al actului notarial, el clar că se intercalează, intercepționează atât între dreptul, ramura dreptului civil, pur dreptul notarial, dar și tangențial dreptul comercial. Referitor la noutatea și originalitatea lucrării, conchidem că aceasta se caracterizează pentru un vast și bogat material științific supus cercetării. Au fost studiate lucrări teorie și fundamentale,
referitoare la problema în cauză. Autorul ei, domnul Schin, aduce pentru prima oară în circuit informații științif și de Republica Moldova, iarăși unele izvoare, inclusiv de peste hotare, care anterior nu au fost pe rând utilizate, deci le reîmprospătează, ce este, prezintă un fapt lăudabil. Și iarăși, ca și la precedentul, eu am mai văzut lucrări, sunt lucrări chiar și în teza dată, sunt prezentate, însă privire la regimul juridic al actelor notariale, în Republica Moldova, cam este printre primii, nu chiar primii, dar printre primii. Deci, actual, noutatea și originalitatea se mai exprimă prin faptul că vocea autorului este distinctă de alte voci în teza dată, dar aici cred că și-a dus aportul și conducătorul științific. Noutatea științifică în introducerea tezei, problema, scopul și obiectivele sunt, problema științifică sunt clar redate. Tema în cauză, ea mai interacționează și cu dreptul administrativ. Aici iarăși fac o paranteză. Care sunt carențele? Să trec direct la acest compartiment, la carențe sau obiecții depistate. În introducere vreau să accentuez, dumneavoastră cred că toți ați observat, ipoteza. Ipoteza este cam anapoda formulată. Bine era dacă doctorantul se limita doar la prima propoziție și eu din ipoteza expusă și eu poate o acceptam și pe ceea. Dar dacă totuși se cunoaște prin comparație, deci eu în teza precedentă care am analizat-o și teza în cauză, la domnul Schin, ipoteza este cam incorrect formulată. E pe înțeleasă, dar nu până la capăt. Deci la acest compartiment sau la acest criteriu socot că poate fi acordat calificativul bine. La următorul compartiment, suportul metodologic al lucrării, iarăși nu o să invoc pentru a nu mă repeta, dar metodologia, însăși metodologia, la sinteza ei, este cam, mai bine zis, justificarea metodelor, este cam descrisă cam generalizat și iarăși acest compartiment urmează a fi calificat cu calificativul bine, să fie iertată tautologia. Ce este de apreciere de fond, deci relevanța științifică a rezultatelor, aici poate mă repet, teza formată din patru capitole, titlul introducerea este formulat, titlul este formulat adecvat, introducerea este informativă, are așa un criteriu de individualitate, se vede vocea autorului aici, dar trecând peste acest capitol, capitolul de bază, capitolul teoretic, cel tradițional, analiza situației științific și în domeniul de cercetare a instituției actul notarial, da? Aici iarăși probleme nu apar. Dar ce sunt capitolul de bază, la general capitolul 2 și 4, deci autorul corect apreciază definirea actului juridic notarial, particularităților, natura juridică și corect clasifică aceste acte notariale. Însă în subcapitolul 2.4, clasificarea actelor notariale, dânsul le clasifică bine, frumos, dar nu vine cu asta e calitate de obiecție formulată, nu vine cu concluzie
în capitolul respectiv, concluzii la capitolul 2, da? Trebuie să generalizeze. Totuși, care este clasificarea? Da? Pentru că în lucrare dumnealui invocă că autorul cutare, legea cutare, clasifică aceste acte notarele așa, legea în România, legea în Republicii Moldova, autorul cutare, urma să fie generalizată o concluzie, formulată o concluzie că tipologia acestor acte notariale variază de la 2 la 9. Da? Acolo în lucrările dumneavoastră sunt, dar nu ați venit cu concluzia. În capitolul propriu-zis le redați frumos, dar nu concluzionați aceasta, pentru că e munca dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să o concluzionați corect. Deci asta e. Ceea ce ține de capitolul 3, cercetarea elementului de structură al actului notarial, forța lui probantă și executoriu. Da? Socotim că de asemenea este efectuată la un nivel științific înalt. Prezintă, vreau să accentuez aici, prezintă un deosebit interes analiza regimului juridic al actelor notariale electronice, care a fost expus în compartimentul 3.2 al tezii, da? Unde corect se detalizează că în legislația de Republica Moldova nu se regăsesc reglementări clare cu privire la procedura electronică de autentificare a actelor notariale, inclusiv cele notariale, spre deosebire de actelor juridice, în primul rând, da? Pentru că actul notarial se face parte din actul juridic, propriu zis, civil. Spre deosebire de legislația României, unde această procedură notarială electronică este acceptată. Dar noi înțelegem situația Republicii Moldova, știm cine sunt moldovenii și ei câteodată neagă faptul că au mers la notar, nu că au semnat acolo în fața notarului, dar mitic prin procedură electronică. Așa suntem noi. Așa suntem noi trecuți în perioada aceea sovietică, când tot o facem pe neznaiu. Deci cultura și conștiința juridică încă lasă mult de dorit. Aici fac o paralelă cu instituția Buzucapiunii, inițial am compilat-o de la germani, dar nu am avut în vedere, nu am luat în considerație mentalitatea noastră față de cea a germanilor. Și am ajuns că prin legea 133 să revizuim această instituție integral, dar acum dacă ne băgăm cu acte notariale electronice în genere, ne împotmolim la acest capitol. Autorul la compartimentul dat corect și obiectiv scoate în vileag criticile aduse actelor notariale electronice, atât în România cât și în Republica Moldova. Un mare interes pentru doctrină și practică prezintă capitolul 4 al lucrării, procedurile actelor notariale și normele novatorii în acest domeniu prin prisma dreptului comparat. Deci iarăși se face comparație atât Republica Moldova, România, dar și statele cu o democrație avansată din Europa. Ei, aici se utilizează practica judiciară în speță, practic cursii supreme de justiție prin acele hotărâri și avizuri și jurisprudența curții de apel, Chișinău. Mi-a plăcut, aceste spiețe sunt relevante și la subiect. Ei, fiecare, iarăși generalizând, cred că suntem martori toți că fiecare capitol finalizează cu concluzii, da? În afară de capitolul 2, concluzii de capitolul 2, celelalte capitole, concluzii la celelalte capitole 3 și 4 sunt formulate corect, obiectiv și se încadrează într-un tot însăși textul capitolului. Deci care sunt obiecțiile? Sunt obligați să scot în vileag și aceste obiecții. Dar iarăși aici repet că, stimați colegi, eu fiind membru și la Comisia din Îndrumare și Comisia din Îndrumare Extinsă, deja am scos, ne-am stăruit să cizelăm toate neconcordanțele și am scos, în opinia mea, tot ce era rău sau, mă rog, sub semnul întrebării, din această teză am scos, am schimbat, am modificat și suport că teza este prezentată spre atenția dumneavoastră, este una bună. Deci, dar oricum, obiecțiile, cum am invocat subsidiar celor ce am invocat, în capitolul 2.2, autorul corect conchide că spre deosebire de legislația civilă din Republica Moldova în care se orientează
cu termenul, operează cu termenul de act autentic. În România este frecvent utilizarea sintagma scris autentic. Nu degeaba i-am pus și întrebarea respectivă pentru a concretiza. Totodată în acest context, în cuprinsul la pagina 75-78 din teză, nu se explică pe larg cum corelează aceste două sintagme în Moldova și în România. Eu aș vrea ca, în orice caz, dar și orice observator independent ar dori ca să vadă mai desfășurat această corelare. Da? În concluziile, deci la capitolul, de la capitolul 2, pagina 28, eu deja m-am spus, m-am referit și pe tot cu presutezii, începând cu introducerea, și în genere pe tot cu presutezii, asta este o scăpare, cred că tehnică. Dumneavoastră invocați aici legea Republicii Moldova cu privire la notariat 1453 din 8-11-2002 și tot invocați ca abrogată. Eu apăs lege, deschid lege, văd, legea nu e abrogată. A rămas un singur articol, capitolul 3, și un singur articol acolo, pe 32. Da, articolul număr 32, plata pentru serviciul notarial. Legea e în picioare. Nu trebuie să spun că este abrogată. Cu un singur articol, dar e în picioare. Restul tot e abrogat, da. Deci, nu e corect scris abrogată legea asta. E în picioare. Quasi abrogată. Cum? Quasi abrogată. Ca și abrogată. Da. Dar nici de suiedă, nici nimic. Este. Deci, aici nu mai dau calificare la celelalte. Deci, în consecință, socot că la acest capitol, și anume la relevanța științifică a rezultatelor, calificativul poate fi foarte bine. Celălalt calificativ, redactarea tezei, conținutul tehnic și așa mai departe, conform cerințelor stabilite de regulamentul intern al școlii doctorale, dar și ghidul ANACEC, nu mă repet la cele ce invocate de către conducătorul științific, cursând solidar 100% cu conducătorul științific, 14 concluzii, 13 recomandări, viabile toate la temă, la subiect, ce ține de redactare, nu am avut unde pune o virgulă de data asta, chiar o virgulă nu am avut, poate eu sunt mai moldovan, nu sunt chiar atât de român, dar oricum, nu am avut unde pune o virgulă, deci este redactată foarte bine teza, respectiv, dar iarăși ce ține de bibliografie, nu este o obiecție, este o sugestie pur și simplu. Iarăși ar trebui mai bine. Era mai bine dacă se pe compartimente. Acte normative, bibliografie, acte doctrine, respectiv română, rusă și așa mai departe, celelalte. Deci, dar asta numai ține de o doleanță din partea mea. Respectiv acest criteriu poate fi atribuit calificativul excelent. Celălalt criteriu, respectarea eticii și deontologiei profesionale, iarăși sunt solidar cu conducătorul științific, nu voi da citire cele și invocate de mine, calificativul excelent și aici. Calitatea susținerii publicii, socot că doctorantul, aici e doctorantul, deja este doctor în economie, cunoaște, știe, nu a avut emoție, a expus tot, dar iarăși sunt timpul. Mi-am făcut 26 de minute, cu toate că v-a dat 20 de minute, da? Sau 25. E bine, 26, încă aici încă ați mai avut puțin simțul timpului. Comparativ cu ce, cum ați raportat teza la comisie de îndrumare, în fața comisiei de îndrumare, e extinsă. Iarăși, criteriul e excelent și aici. La capitolul publicații, aveți acele 9 publicații, lăudabil este că cele din, da, ele, conform regulamentului, corelează, sunt balansate, deci cele publicate în reviste științifice și cele la comunicări la conferințe, deci, dar aveți și articole publicate în categoria indexată cu B+, și este iarăși lăudabil în reviste categoria indexată cu B+, iarăși calificativul excelent. Deci, în concluzie, apreciem că teza prezentată pentru susținere este una valoroasă, care reprezintă un real interes teoretic,
și practic este realizată la un nivel științific și îndeplinește tocmai condiții de fond și de formă cerute de, pentru asemenea lucrare. Și astfel conchidem că teza domnului Schimb George Cristian cu tema regimul juridic al actul notarial în legislația Republicii Moldova și România este expusă și analizată de către ultimul într-o ordine consecventă, relativ logică și bine argumentată din punct de vedere științific. La general, respectiv, făcând o medie, urmează a fi apreciată, în opinia mea, cu calificativul foarte bine. Și, finalmente, constatăm că, și conchidem că domnul Cristian, George Cristian Schimb, merită a fi atribuit titlul științific de doctor în drept la specializatea 5631 în drept civil. Vă mulțumim și merită a fi prezentat concluzia noastră spre validarea ANACEC-ului. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Am generalizat. Stimate domn profesor, Băieș Aurel, vă rugăm. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi încerca să mă conformez îndemnului domnului președinte de a fi cât mai succint posibil. Eu vreau să încep cu, de fapt, cu concluzia finală, cu sfârșitul. Concluzia finală pe care am făcut-o, lecturând teza și asistând la prestația pretendentului de astăzi. Concluzia este că domnul Schimb merită să fie conferit titlul științific de doctor în drept. De ce? Voi încerca să argumentez în continuare. Domnul pretendent a demonstrat foarte convingător și eloquent că este deja un cercetător bine format, de performanță, este la al doilea doctorat al său și calitatea lucrării prezentate, dar și prestația dumneavoastră demonstrează că nu numai că stăpânește foarte bine materia, dar că și știe să o redea foarte convingător, foarte inteligibil, astfel încât să fie de înțeles unul cert larg. Chiar și de aceea sunt convins că lucrarea trebuie să fie publicată sub formă de monografie. Și acum, foarte succint, conform rigorilor înaintate față de avizile referenților, mă voi opri la conținutul propriu zis al tezei de doctor. Bineînțeles că nu voi da citire întregului aviz, mai ales că el este prezentat în formă scrisă. Teza este alcătuită din patru capitole, în afară din introducere și concluzii generale și recomandări. Primul capitol tradițional situația în domeniul tezei, care este obligator conform cerințelor reglementărilor în materia perfectării tezelor de doctor. Capitolul 2, intitulat Actul notarial, noțiuni, trăsături caracteristice, studiu de drept comparat. Iată, acest articol mie mi-a trezit un interes deosebit, deoarece anume aici autorul și-a manifestat aptitudinea sale de cercetător, a însurat niște subiecte, spune așa, subtile și a reușit să intre în profunzime, analizând așa noțiuni juridice în aspect comparat, așa cum este act juridic civil, raport cu act notarial, act autentic, fapt juridic. Iată aceste noțiuni învecinate, care câteodată uneori se fac confuzii între ele, a reușit să le delimiteze foarte clar, în același timp elucidând și trăsăturile lor comune. De exemplu, între noțiunea de act notarial și noțiunea de act autentic. Într-adevăr, când auzim act autentic, în minte ne vine actul notarial. Și într-adevăr, majoritatea, când este vorba despre autentificarea unei manifestări de voință, de cele mai deseori aceasta are loc sub formă de act notarial.
dar nu toate actele autentice sunt acte notariale. Există și alte acte autentice. Acte autentice sunt actele emise de autoritățile publice, centrale, locale, de instanțele judecătorești și alte. Și este important de face aceste delimitare. Mi s-au părut interesante și definițiile propuse de autor a actului notarial și lumea s-a făcut acest lucru sub diferite aspecte și sub aspect static și aspect dinamic, așa, și stricto senso și lato senso, încât studiul reprezintă o abordare multidimensională și multiaspectuală. Adică se vede că autorul a pătruns într-adevăr în esența acestei instituții, acestui fenomen juridic, care este actul notarial. Referitor la natura juridică a actului notarial, iarăși autorul a fost foarte convingător, argumentând că actul notarial are o natură mixtă, și publică și privată, fiindcă notarul îndeplinește o funcție publică nefiind funcționar public, stricto sensu. El este persoană privată, particular, independentă, așa, dar îndeplinește funcții publice. În urmare, are o natură mixtă activitatea notarului. Al treilea capitol, structura actului notarial și forța juridică acestuia, aici mi-a atras atenție secțiunea referitor la regimul juridic al actelor notariale electronice și am și pus întrebare la runda întrebărilor și am înțeles din răspunsul autorului, dar și din conținutul pieței, că nu trebuie să ne facem iluzii în ceea ce privește răspândirea foarte vertiginoasă a actelor juridice electronice. Fiindcă apar probleme în practică. Și autorul cunoaște acest lucru poate, dar chiar mai bine decât noi, fiindcă, în afară de ceea că este cercetător, a mai lucrat și mulți ani în notariat, adică este un practician care cunoaște problemele din interior, nu din manuale și monografii. De aceea, într-adevăr, este greu de îmbinat, de conciliat acele abordări tradiționale în ceea ce privește perfectarea actului notarial. Constatarea identității părților, verificarea capacității de exercițiu, consimțământul, autenticarea semnăturii, care se poate face numai în prezența părților, așa, și autentificarea la distanță. Da, ar fi bine să fie posibil acest lucru, dar am înțeles că mai este încă mult de lucru în acest sens. Avem de asimilat experiența și cele mai bune practici ale altor state în acest domeniu, dar deocamdată acest domeniu este încă unul, să spunem așa, neexplorat. Și al patrulea capitol, procedura actelor notariale. Autorul, în aspect comparat, demonstrează deosebirile de abordări dintre legislația Republicii Moldova, legislația României, dar și al altor state, în diferite aspecte. De exemplu, pune în evidență deosebirea de abordare în ceea ce privește forța executorie a actului notarial. În România el este din ab initio investit cu formulă executorie, în Republica Moldova nu. La fel și în ceea ce privește competențele notarilor, autorul constată că în România notarul public are competențe mai extinse decât în Republica Moldova. Ei și, bineînțeles, propunerile de lege ferenda sunt interesante și merită să fie
preluate de către legiuitor pentru îmbunătățirea legislației în materie. Și foarte succint la capitolul, este tot un compartiment obligatoriu, obiecții și sugestii, da? Tradițional, la noi cel puțin. Obiecții, vreau de la bun început să spun că nu am la în substanță, așa la conținut. Cât privește sugestiile, deci poate că ar trebui de înlocuit așa unele formulări, de exemplu, autorul afirmă că actul notarial reprezintă un conglomerat de norme ale dreptului material și procedural. Actul notarial, autorul foarte bine a definit actul notarial sub diferite aspecte și cum spuneam mai devreme, și dinamic, și static, și lato sensu, și stricto sensu, dar nu este un conglomerat de norme actul juridic. Actul juridic este un fapt juridic, un act, o specie de act juridic, o procedură, da? Dar nu este un conglomerat de norme ale dreptului material și procedural. Este un fapt juridic reglementat de normele dreptului, reglementat de normele dreptului material și procedural. La compartimentul concluzii generale și recomandări, părerea mea este că unele concluzii teoretico-științifice ar putea fi formulate într-o manieră ca să pună în evidență mai mult noutatea și originalitatea științifică acestora, care se contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante, dar nu numai constatarea unor situații de fapt. Și unele mici așa imprecizii folosirii propria termenului, de exemplu Commonwealth în loc de Common Law pentru desemnarea sistemului de drept anglo-saxon. Încă o dată, concluzia generală vreau să o reiterez, că lucrarea domnului Skin într-o totul corespunde cerințelor înaintate față de acest gen de lucrări, reprezintă un aport semnificativ în doctrina națională și prezintă un interes practic sub aspectul propunerilor de lege ferenda și autorul merită acordarea titlului de doctor Andrei cu calificativul foarte bine. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Alexandru Prisac, doctor Andrei, conferențiar, vă rugăm să vă explicați. Mulțumesc că vă fi mai suficient. Teza de doctor elaborat de domnul Skin reprezintă o cercetare profundată privitor la actul notariat în plan comparat la legislația Republicii Moldova și a României. Are un caracter aplicativ pronunțat. Și mi-a plăcut foarte mult toate abordările care au fost făcute domnul Skin, Iorgi, literatura care a fost utilizată. Chiar în anul 2012, mi-aduc aminte, am scris un articol la o conferință, se denumea Certificarea stingerii obligației prin executare. Și am pus în discuție problema cuvintelor legalizare, certificare și autenticare. Cu adevărat, în legislația Republicii Moldova există o problemă referitor la definirea acestora și această problemă chiar de atunci am evidențiat-o din anul 2012. N-am văzut acest articol, dar cred că acum am transmis lista publicațiilor și cred că autorul va vedea și acest articol referitor la celelalte condiții. Suportul metodologic al tezei reprezintă un ansamblu de teorii și concepte specifice domeniului de cercetare. Relevanța științifică este, redactarea tezei și conținutului. Trebuie să menționăm că acesta corespunde tuturor cerințelor ghidului privind redactarea tezei doctorat.
Și abordează o problemă științifică actuală și pune în discuție multe probleme, chiar cum ar fi și actul juridic autentificat notarial electronic, dar vedem că această problemă a mai fost cercetată și mi-aduc aminte doamna Cara Aliona, tot despre actul juridic autentic încheiat în formă electronică, după cum înțeleg, vă susține și teza de doctor habilitat în domeniul actului juridice, actul autenticat electronic și respectiv s-a început a cerceta acest domeniu mult mai aprofundat, pentru că adevărat este necesitate socială trecere la actele autenticate electronic la momentul actual, dar vedem că poate să apare și anumite riscuri, adică trebuie să ne grăbim, dar încet, încet și vește implementarea acestor noutăți pentru dreptul Republica Moldova. Referitor la obiecții și recomandări, aș vrea să le menționez, dar părerea mea aceasta nu ar afecta calificativul excelent al tezii. Referitor la capitolul 2, paragraful 2.1, care se intitulează generalități cu privire la condițiile de valoritate ale actului juridic. Aici vedem că autorul mai mult expune caracteristici generale ale actului juridic, adică puțin se referă la actul juridic autentificat notarial. Cred că autorul ar trebui să facă o conexiune mai mare cu tematica actului autentic la acest paragraf, pentru că noi, într-un fel, avem nevoie în această teză de a fi abordată, în special, problema actului autenticat notarial, dar nu actul juridic în general. O altă recomandare, autorul a analizat mai multe opinii pe sur natura juridică a actului notarial, dar totuși s-a menționat că ar fi o natură mixtă al acestui act autentic, a actului juridic notarial, dar cred că ar fi trebuit să fie mai clar această opinie referitor la opinia autorului, referitor la natura juridic sau cumva să fie însemnat cu bold, pentru că la sfârșitul acestui paragraf nu vedem exact care ar fi opinia autorului referitor la natura juridică a actului juridice civile autenticare notariale. O altă recomandare, în tine sunt formate multe trimiteri la acte normative, referitor la care nu este indicată autoritatea emitentă. De exemplu, la pagina 102 se indică așa act normativ, regulamentul Republicii Moldova. Dar nu este indicat, este liberat de hotărâre, este adoptat de guvern sau altă autoritate. Altă recomandare privitoră la legătura actului notarial cu jurisdicția nelitigioasă. Pentru mine a fost destul de interesant acest subiect. Problema dacă activitatea notarului reprezintă o formă de apărare a drepturilor civile sau nu. Pentru că notarul nu emite o hotărâre, el într-un fel previne apariția cărora litigii. Cred că ar trebui de mai adăugat la acest subiect, dumneavoastră să menționați ceva, dar cred că ar fi necesar de a vă concretiza mai bine poziția referitor la activitatea notarului ca jurisdicție nelitigioasă sau litigioasă. Sau, în general, nu există jurisdicție nelitigioasă. Pentru că unii autori consideră că... Este o procedură nelitigioasă. Unii autori consideră că, în general, notarul nu desfășoară niciun fel de jurisdicție nelitigioasă. Adică nu făpuiește într-un fel justiția, și în așa mod el nu contribuie la apărarea drepturilor civile. Există și așa păreri, dacă uitați, chiar să văd că ați făcut trimitere la propriul manual, adică Alexandru Pusac, dar mai vedeți încă o dată, sunt păreri împărțite referitor la această problemă. Și în concluzie, considerăm că domnul Schin Gheorghe Cristian
autorul tezei respective de doctorat urmează a-i se coordona titlul științific de doctor Viet cu calificativul excelent. Ca să nu uit, domnule doctor Presac, după modificarea codului civil la cartea a patra, dreptul succesorului al dreptului de moștenire, of, notarul are acolo de lucru, el chiar că nu intră în categoria asta de judecător. Practic, dacă nu e închitator, dacă nu e judecător, e închitator în materie de drept succesorial. Așa că aici avem problema, dispare. E o profesie liberă, rămâne până la urmă. Clar. Așa că avem succes și procurori, și judecători, și mulți, mulți alții. Și cercetare, și anchetă, tot e pe capul lui. Vă mulțumim. Și în domeniul construcției. Nu lucrează, dar păi, 10... Da, iaca, deși... care certifică. Da. Voi expune succint. Teza este de o calitate bună, foarte bună. Din toate punctele de vedere, și tehnoredactare, și aspecte de conținut, structurare, corelare, și așa mai departe. E salutabil că istoria notariatului în capitolul 1 a fost reflectată prin prisma lucrărilor fundamentale ce au fost editate în Republica Moldova începând cu perioada cât acest teritoriu a fost sub dominația Imperiului Rus, apoi perioada interbelică, Uniunea Sovietică, etc. Și practic tot ceea ce s-a editat în acest spațiu este reflectat în capitolul 1, inclusiv din arhive, etc. Privitor la problematica din sfera notariatului, cu adevărat, în România lucrurile sunt mai clare, în Republica Moldova sunt foarte controversate, pentru că de la 1 martie 2019, cunoaștem, a fost modificat substanțial codul civil al Republicii Moldova. Cel mai mult a avut de suferit compartimentul consacrat moștenirii, iar moștenirea, vrem nu vrem, începe de la notar. Cere privind deschiderea moștenirii și notarul are de lucru privitor la succesorii care sunt, etc. Din câte cunosc, în prezent, notarii din Republica Moldova refuză să lucreze cu dosarele de moștenire dacă persoana a decedat de la 1 martie 2019, pentru că se aplică regulile codul civil nou, într-un fel. Și nu e clar, deoarece s-a schimbat radical. Prin urmare, este o problemă mare în Republica Moldova la acest capitol. Privitor la aspecte de formă conținut m-am referit, în referatul pe care l-am înaintat am indicat și argumentarea temei, gradul de corespundere, importanța teoretică, valoarea aplicativă și așa mai departe. Toate corespund exigențelor. Este salutabil că pretendentul la titlul de doctor este un profesionist în domeniul de activitate. Lucrul ăsta este evident, discursul dumnealui, prezența care o face, calitatea lucrării, toate luate împreună, ne facem să fim bucuroși pentru faptul că personalitate, da, în acest domeniu de România a susținut în Republica Moldova și a promovat niște lucruri pe făgaș științific. Concluzii. Constat că teza de doctor susținută astăzi de doctorandul Schin George Cristian la profilul drept privat, corespunde cerințelor înaintate față de lucrările de acest gen, acord calificativul excelent și recomand conferirea titlului științific de doctor în drept. Semnătura și data. Stimați membrii comisiei de doctorat, am trecut de etapa prezentărilor. Vedem dacă mai sunt avize sau cineva dintre prezenți care nu sunt membri ai comisiei doctorat doresc să se expună. Noi le oferim cuvânt. Iată. Dar sunt avizele. Domnul președinte, sunt trei avize. Trei avize asupra tezei de doctorat. Toate că noi înainte recepționam avizele astea asupra rezumatului, nu asupra tezei. A fost publicată teza. A fost publicată, da. Da. A, da, da, pardon, să am iertare că eu... Deci, au parvenit, stimați membrii comisiei, trei avize din partea trei instituții aparte, deci Universitatea
Bogdan Petrișescu, Alecu Rusu, pardon, din Bălți, în persoana doctorului habilitate Boișteanu Eduard, Academie Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne, în persoana profesorului universitar doctor în drept Radion Cojucaru și un aviz din partea unui profesionist, unui notar public, și anume Viorica Pascari. Eu nu o să le dau citire, sunt prea voluminoase, că să nu vă rețin atenția, și, dar am făcut mai niște specuiri și din toate aceste trei avize. În fond, pentru a nu mă repeta, toți conchid, reprezentanții acestor instituții conchid că teza de doctorat în cauză corespunde cerințelor. Și autorul, domnul Schin George, merită acordarea titlului științific de doctor în drept. Numai câteva explicuiri din aceste avize, mine se invocă, spre exemplu, Academia Ștefan cel Mare, de Poliție Ștefan cel Mare, invocă pe urgentatea lucrării derive de însăși denumirea acesteia, care relevă faptul că o asemenea cercetare este realizată în premieră în Republica Moldova, putând fi catalogată la categoria direcțiilor științifice și prioritare de studiu în materie dreptului privat. Din alt aviz, spicuim că se constată că o structură reușită a tezei, teza este formată din respectiv acele patru capitole care le-am invocat și noi toți aici și am evidențiat, și se concluzionează că în teză s-a încercat de a face o investigare a noțiunilor de bază, de a efectua o analiză științifică, fiind folosite sursele științifice, manuale, monografii și așa mai departe, și la scrierea tezei au fost utilizate un șir de metode prin care sunt ele invocate în teză. Se mai relevă că lucrarea prezintă un interes aparte ca obiect de studiu, ca actualitate de cercetare, iarăși în toate cele trei avize prezentate. Deci, cam acestea, sumar, este poziția relevată de către reprezentanții acestor trei instituții. Solicit ca aceste avize să fie anexate la procesul verbal și dosarul doctoratului. Vă mulțumim. Stimate domn profesor, aveți cuvântul. Da, mulțumesc mult. Stimate domnule președinte, stimate domnule George Schin, doctor în economie și, sunt sigur, viitor doctor în drept, stimate domnule coordonator științific Leonid Chertoacă, stimați colegi, îmi face o onoare să asist la această susținere publică. Și nu vreau să accentuez de ce. În primul rând, mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc pe domnul George atunci când Institutul de Cercetări Juridice și Politice a lăsat o cooperare fructuoasă și destul de productivă, deci cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Iar în cadrul acestei cooperări, iată că deci, ne-a reușit și un doctorat a unuia dintre cei care, de fapt, a fost la baza deci, acestei cooperări. Ori pe atunci erați șef de departament, acum decan, decanul care atunci a pus temelia, acum îl aveți în subordinea dumneavoastră, mă bucur foarte mult. Ei, eu nu vreau să deschid, deci succesul acestei lucrări are la fundament niște premize. Bineînțeles că v-ați afirmat ca un profesionist și ca un cercetător. De ce? Eu cred că aceasta a fost un exercițiu, hai să zic, de a mai avansa, deci de a mai cuceri o înălțime, deci, dintre cele care v-ați propus dumneavoastră. Cea de-a doua premiză a fost institutul și conducătorul științific, care consider eu l-a trimis domnul în calea dumneavoastră, care, bineînțeles, că a pus umărul, deci și, iată, ați ajuns în final. Și, bineînțeles, că calitatea lucrării a fost
următoarea premiză, iar ținuta științifică ireproșabilă încheie deci aceste premize care au contribuit la acest succes. E clar că nu o să mă implic în detalii în care s-au implicat specialiștii. Consider că teza întrunește și satisface întru totul cerințele. Sunt sigur că atunci când va urma procedura de echivalare va fi deci realizat cu succes, fără careva, eu știu, acolo pretenții, asta vă doresc. Felicitări dumneavoastră, felicitări colectivului, domnului președinte, felicitări în primul rând și coordonatorului științific cu acest succes. Sper că să nu încheieți cu acest acord cooperarea cu institutul, să păstrăm, să dezvoltăm, deci, cum și-am zis, și alte proiecte, mai ales cel care mi-o doresc cu adevărat, să fiți parte în consorțiul nostru, deci, ca universitate, deci în școala doctorală, ca și alții după dumneavoastră să vină să facă studiile, iar dumneavoastră, deci, ca un potențial conducător științific, inclusiv și la domeniul, în domeniul dreptului. Succese și vorba aia care din mediul academic, vivat, crescat, floreat. Mulțumim, domnul profesor. Conform programului ședinței, îi oferim cuvânt doctorandului pentru a se expune în privința obiecțiilor, sugestiilor, mesajelor de răspuns privitor la tot ce s-a zis. Stimate doctorand, aveți cuvânt. Nu pot decât să vă spun că sunt măgulit atât de cuvintele frumoase, cât și de criticile care au fost aduse, care de fiecare dată sunt pozitive. Simt că acum, la final, emoțiile chiar își pun cuvântul. Am văzut astăzi o echipă de profesioniști, o echipă de profesori și cercetători de un alt nivel și chiar sunt mândru că am putut să vin în fața dumneavoastră să susțin această teză. Vreau să vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră pentru efortul pe care l-ați făcut astăzi. A fost un efort, având în vedere ora târzie la care am ajuns cu susținerile. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte pentru cum au decurs lucrurile astăzi foarte bine și, în primul rând, vreau să-i mulțumesc pentru tot suportul pe care l-a oferit domnul profesor Chirtoacă, coordonatorul meu, cu care sper să colaborez și de aici încolo la fel de bine, dacă nu chiar mai bine, pentru că de fiecare dată nu tindem să perfecționăm ceea ce avem și ceea ce știm. Și sunt convins că împreună vom reuși să facem acest lucru. Îi mulțumesc. Știu că n-a fost ușor, au fost 5 ani destul de dificili. Nu mai spun de ultima perioadă, da, în care lucrurile s-au petrecut doar la distanță. Dar pentru asta îi mulțumesc și cu siguranță voi rămâne recunoscător toată viața. Vreau să spun așa cum și domnul profesor Cușnir, care îmi este un profesor de suflet, îmi este un drag colaborator, de-a lungul timpului, așa l-am simțit de la început, că nu vreau să ne oprim cu colaborarea aici, ci din contră, așa cum am spus-o și o reiterez, că mi-aș dori chiar să fie legăturile mai strânse. Eu iubesc Republica Moldova poate uneori chiar mai mult decât România, decât statul meu natal. Vin cu mare drag, noi avem și dezvoltăm extensiuni în Republica Moldova. Am constatat că, de fapt, masteranzii noștri chiar sunt mult mai bine pregătiți ai dumneavoastră din Republica Moldova față de ai noștri, astfel încât vin cu mare drag de fiecare dată. Sincer, mi-a lipsit această perioadă de un an de zile în care n-am reușit să vin în Republica Moldova, dar iată că astăzi sunt aici.
Deodată mulțumesc din suflet, nu există cuvinte care să mă facă să exprim ceea ce simt în acest moment, dar iată că un vis a devenit realitate, în speranța că mai devreme sau mai târziu mă voi întoarce la catedră la studenții de la specializarea drept, care și astăzi își amintesc cu drag, chiar zilele trecute am, în comunitatea alumnii am cerut o opinie unui student, nici nu mi-aminteam, vă dați seama că de fapt am devenit pentru el un model, este notar acum, promoția 2011 și chiar în prezentarea pe care a făcut-o de ce a ales facultatea noastră, amintea de mine din momentul anilor 2010-2011 când eu eram la catedră la drept civil. Mulțumesc încă o dată, vă doresc zile liniștite și să dea Dumnezeu să ne fie bine și să scăpăm de această perioadă dificilă pe care am trecut. Mulțumesc încă o dată. Și noi vă mulțumim. Am consumat etapa ce ține de expuneri. Acum vom ruga pretendentul la titlul de doctor să iasă într-un fel în coridor, deoarece absoluții nu avem. Stimați teză de doctorat. Stimați membri ai comisiei de susținere a tezei de doctorat, onorată asistență, în urma audierii, prezenței și intervievării, da, pretendentul la titlul de doctor în drept, Schin George Cristian, cu denumirea tezei reglementarea juridică a actului notarial în legislația Republicii Moldova și a României, la profilul C53, drept privat, specialitatea 553.01, drept civil, conducător de doctorat, certoacă Leonid, doctor drept conferențiat universitar, comisie de doctorat în componența Mihalache Iurie, președinte, Frunză Iurie, referent și secretar, Băieșu Aurel, referent, Prisac Alexandru, referent, Chertoac Leonid, conducător științific și membru al comisiei, a decis a atribui tezei de doctor în drept cu denumirea regimul juridic al actului notarial legislației Republicii Moldova și a României, elaborată de Schin George Cristian, calificativul foarte bine, în conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire a calificativelor tezilor de doctorat, aprobat prin ordinul numărul 514 din 5 decembrie 2017 de către Ministerul Educației al Republicii Moldova, a conferit domnului Schin George Cristian titlul științific de doctor în drept la specialitatea 553.01 drept civil pentru atribuirea calificativului tezei de doctor și pentru conferirea titlului științific de doctor în drept la specialitatea 553.01 drept civil domnului Schin George Cristian, comisia de doctorat, compusă din 5 membri, în componența enumerată supra, a votat în felul următor. Pentru 5 voturi, contra 0 voturi, abținut 0 voturi. Prezenta rezoluție se înaintează spre validare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Semnătura, data, președintele Comisiei Doctorat, Mihalache Iurie, secretar al Comisiei Doctorat, Frunză Iurie. Stimate doctor în drept, Schin George Cristian, vă fericităm cu titlul de doctor conferit dumneavoastră astăzi. Vă dorim succese, realizări frumoase în plan științific și didactic. Mulțumesc mult. Stimată comisie, vă mulțumim. Se consideră, se declară închisă ședința de astăzi.